ziua tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să vă fi, dacă tot este în primatie, să vă urez întâi de toate dumneavoastră, tuturor și tuturor cadrelor medicale și, bineînțeles, reprezentanții presei prezentă la întâlnire, o primăvară frumoasă, o primăvară în care să aveți parte numai de lucruri bune. Vreau să felicit pe cei din conducerea spitalului, pentru că, în primul rând, v-ați înscris la acest concurs. În același timp, vreau să vă felicit pentru că ați ales continuitatea și sunt convins că nu a fost o decizie tocmai simplă aceea pe care ați luat-o de a vă înscrie la un nou mandat. Pentru că purtați o mare răspundere. Însă, în același timp, personalul sunt convins că este o echipă de succes. Succesul trebuie să vină din faptul că aveți continuitate și că în mandatul anterior ați dobândit o experiență care trebuie să vă ajute în acest mandat să creșteți calitativ actul medical de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Așa cum am promis încă de la preluarea mandatului, spitalul reprezintă o prioritate pentru mine și vreau să continuăm aceste întâlniri pentru ca Primăria Roman să vă poată sprijini în rezolvarea unor probleme punctuale care țin de administrația publică locală. Și în măsura timpului de care dispunem atât noi, reprezentanții primăriei, cât și dumneavoastră, ca și conducătorii Spitalului Municipal de Urgență, și ca de fiecare dată de față cu presa, pentru că nici noi, primărie, nici dumneavoastră, cei din spital, nu avem absolut nimic de ascuns, să continuăm aceste întâlniri pentru a comunica într-un mod cât mai eficient problemele care sunt la nivelul Spitalului Municipal de Urgență, lucrurile bune care se fac, astfel încât să putem să informăm prompt și corect pe toți cetățenii municipiului Roman. Înainte de a trece să ne spuneți cu ce gând plecați în acest nou mandat, vreau totuși să profit de acest moment și pe lângă urările de bine pentru o primăvară frumoasă pe care le-am făcut, să-mi permiteți să vă mânesc și câte un buchet de flori din partea mea și a colegilor mei de primărie, doamna director, cu succes în continuare. Doamna director, care proaspăt pentru doamna director de nivel general, care alături de care sunt convins că vom avea o activitate și o colaborare cât mai bună și, bineînțeles, dacă avem și reprezentante ale presei, dacă le urez o primăvară frumoasă. Doamna, o primăvară frumoasă și multă sănătate. Da, am să vă rog acum să facem o trecere în revistă din prisma fiecărui reprezentant din conducerea Spitalului Municipal de Urgență. Câteva informații privind activitatea și, de ce nu, cei care tocmai au fost aleși în funcțiile de conducere, gândurile noi pentru acest mandat. Bună ziua și o primăvară frumoasă. Cum am mai spus, domnii directori sunt persoane cu o experiență profesională în funcția de conducere, cu aptitudini și cunoștințe manageriale, cu aptitudini de comunicare. Și ceea ce mă bucură este că vom putea continua activitatea ca înainte. Este o echipă unită, oameni profesioniști pe care mă pot baza și alături de care doresc să continuăm ceea ce ne-am propus. Vom continua proiectele începute de la preluarea mandatului.
actului medical și să avem un feedback pozitiv din partea pacientului, pacientul să fie pe primul plan și să fie mulțumit de ceea ce noi putem arăta prin să nu mai fie reclamații din partea dumnealor și să fie cât mai mulțumiți de actul medical de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Doamna. Bună ziua, în primul rând, și la fel ca și doamna manager, vă urez și eu dumneavoastră o primăvară cu tot ce este mai bun. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului primar pentru sprijinul pe care l-a acordat de-a lungul timpului, sprijin pentru Spitalul Municipal, și doamnei manager pentru cuvintele frumoase și pentru încredere de asemenea. După cum ați observat, formăm, zicem noi, o echipă consolidată care a avut 3 ani de zile ocazii multiple ca să se consolideze. Ne face plăcere că putem să continuăm în această formulă, pentru că să știți că avem proiecte ambițioase și unul din proiectele noastre despre care a vorbit de atâtea ori și doamna manager este înființarea secției de paliație. Nu am renunțat la acest proiect, să știți. Proiectul acesta s-a oprit în demersul la minister, dar sperăm că în acest viitor mandat să finalizăm și acest proiect. Și ar mai fi și alte proiecte ambițioase pe care ni le-am propus, inclusiv aducerea, dacă putem spune așa, a ambulanței timp pentru deservirea orașului Roman și alte proiecte care țin de refacerea bazinului din cadrul spitalului, proiecte de o amploare mai mare care necesită și finanțare și de aceea avem nevoie și de sprijinul primăriei și de ce nu de sprijinul celorlalte instituții din județ. În final, aș dori să mulțumesc și celor doi colegi cu care formăm o echipă, doamnei director Chirilă și domnului director Achiluai, și sperăm că vom continua împreună. Bună ziua! Profit de această zi frumoasă, prima zi de primăvară, și urez tuturor romașcanilor o primăvară frumoasă și nu în urmă rând și personalului medical, echipe medicale, fără de care noi nu am putea să avem un act medical de calitate. Mulțumesc domnului primar, Consiliul Local și Consiliul de Administrație și colegilor mei care au ales să mergem împreună această echipă, pentru că, într-adevăr, considerăm că suntem o echipă consolidată, avem ceva experiență și avem multe proiecte și de realizat împreună. Așa cum spunea și doamna director medical, avem paliație, avem multe proiecte ce le vom putea realiza împreună și toate acestea vor duce la creșterea calității actului medical. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o primăvară frumoasă. Bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem astăzi la un început de primăvară, la un nou început al vechii echipe manageriale de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, o echipă care cred eu că s-a dovedit o echipă profesionistă și implicată. În calitatea mea de director economic, cel care răspunde de banii acestui spital și de care depinde tot ceea ce spuneau colegii mei mai devreme, adică modul cum funcționează, cum se dezvoltă și cum ne adresăm pacientului, calitatea serviciilor noastre, vreau să vă asigur că în continuare voi avea aceeași determinare și voi încerca să rezolv lucrurile cât mai bine pentru unitatea noastră.
vreau să le mulțumesc tuturor pentru colaborarea anterioară, instituțiilor, primăriei, domnului primar, Consiliului Local. Vreau să mulțumesc mass media pentru faptul mass media locale care a fost alături de noi și ne-a înțeles poate și în momentele mai grele și în momentele mai bune. Cred în continuare că spitalul nostru este un spital de referință, un spital foarte bun în această zonă centrală a Moldovei, care pot spune că merită mai multă atenție din partea atât a Ministerului, dar și a Consiliului Județean. Nu e un moment, poate, din cel mai bun ca finanțare sau ca perspective în vederea finanțării, dar, așa cum am spus, vă asigur că voi face tot ce putem, ca împreună cu colegii mei să găsim cele mai bune soluții, să asigurăm o funcționare foarte bună a spitalului și o dotare la fel de bună în continuare. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru intervenții. Vreau încă o dată să vă doresc mult succes în acest nou mandat în care ați pornit și, într-adevăr, să vedem peste 3 ani și să vedem puse în practică toate aceste proiecte ale dumneavoastră și, până la urmă, așa cum ați reiterat și dumneavoastră, cel mai important pentru noi toți, creșterea calității actului medical, care să se regăsească în observațiile pacienților și atitudinea pacienților față de Spitalul Municipal de Urgență Roman. Eu vreau să vă asigur în continuare de sprijinul Primăriei Municipiului Roman, de sprijinul Consiliului Local și, bineînțeles, al domnului deputat Laurențiu Leoreanu, alături de care vom forma o echipă și vom încerca să aducem și să vă rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Vă mulțumesc mult încă o dată și vă doresc mult succes! Doamna manager, aș vrea să ne vorbiți puțin despre ceea ce se cheamă targetul internelor de zi. Există, am înțeles, Casa de Sănătate impune un număr de internet de zi pentru a vira o anumită sumă. Bun, cum se distribuie aceste internet de zi în secții? În momentul în care s-a făcut contract, s-a încheiat contractul cu casa, fiecare secție s-a dat pe secții să spună câte internări de zi doresc să facă și pe ce diagnostice. Pentru că și diagnosticele sunt impuse de către casă. Nu putem să facem voi de zi pe orice fel de diagnostic. Sunt diagnostice pentru care doar internare continuă, iar cele care sunt pentru foile de zi trebuie să se suprapună cu foile continui. Fiecare secție a propus din tabelul cu diagnosticele respective ce diagnostice își aleg și câte foi de zi ar putea să realizeze într-o lună de zile, ori 12 într-un an. Noi avem lună de lună, nu depășim sau niciodată n-am depășit aceste foi de zi, dar lună de lună tindem să realizăm cât mai multe, tocmai ca toți banii care sunt contractați pentru foile de zi să reușim să le să-i și luăm de la casă. În final, ultimul cuvânt, de fapt, cine l-are? Casa sau conducerea spitalului? La aprobarea acestor diagnostice și acestui... Casa. Casa. Pentru că la contractarea trecută chiar au fost, am fost sunați de casă de anumite diagnostice, nu erau de acord cu pe un diagnostic, deci trebuie să trecem ce realizăm. Adică analize, radiografii și plus, dacă sunt intervenții chirurgicale, ce intervenție și ce folosim la acea intervenție. Au fost diagnostice în care ne-au spus, domnule, nu vă dăm pe diagnosticul respectiv, nu contractăm, pentru că radiografia poate să o realizeze oriunde. Și atunci am intervenit zicând, noi nu avem pe ambulatoriu contract cu radiologia. Contractul cu radiologia este strict doar pe spital. Și atunci nu poate veni pacientul cu bilet de trimitere să-i spui, du-te și fă-ți radiografia peste drum.
Și atunci am putut realiza aceste radiografii pe foile de zi cu diagnosticul care trebuie să-l respectăm. Deci nu putem să facem foi de zi cu orice diagnostic pentru că nu mi le plătesc casa. Vin invalidate. Da, v-am întrebat toate astea pentru că domnul doctor Cătane de la psihiatrie se plânge, pe bună dreptate, consider, că lui s-au aprobat de către casă ca diagnostice doar bulimia și anorexia. Iar iertați-mă, cine vine să se interneze pentru anorexie și... Deci e puțin dezavantajat din punctul ăsta. Sunt foi de zi, nu sunt foi de internare continuu. E o diferență. Da. Sunt diagnostice de foi de zi, nu diagnostice de internare. Trebuie să facem o diferență. Iar ce spuneți la asta, anorexia, se vetează pentru foile de zi, nu pentru foile de internare, unde are toată gama de diagnostice care țin de zi. Dumnezeu zice că are ca diagnostice atât, anorexia și bulimia. Doar pentru foile de zi. Deci nu facem pentru celelalte diagnostice, casa consideră că pot fi, deci trebuie să făcute ori foi continuu, ori tratați în ambulatoriu și dumnealor mai au CSN-ul, laborator de sănătate mentală. Da. Adică vreau să întreb, în final, psihiatria este, din punctul ăsta de vedere, dezavantajată față de alte secții? Orice secție, orice secție este dezavantajată, să spunem, pentru că noi am putea realiza mult mai multe foi de zi, dacă am fi lăsați, dar nu putem respecta decât ceea ce ne-a impus casa. Tocmai de asta au și impus să nu ne dea prea mulți bani. Să ne evităm de impus de casa. Da. Mulțumesc. Referitor la aglomerația din CPU, care nu a trecut și probabil că nu se treacă foarte curând, DSU spune că legea îi obligă pe medici să ia în primire toate cazurile care vin. Urgențe, neurgențe, probleme, da, probleme inventate și așa mai departe. Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă medicul vede pacientul, care nu este o urgență, dar că ați spus și săptămâna de urmă niște cazuri din asta cum mai mult decât banale, are dreptul, după ce vede și observă că aia nu e urgență de nicio culoare, să-i zică, știți, avem o listă de centri de permanență, alegeți un centru și duceți-vă, sau aveți un medic de familie, duceți-vă acolo. După ce vede, poate să-i zică asta sau e obligatoriu și să-l trăseze. Deci, în fi și timp trebuie să-l vadă. Sunt obligați să-i vadă pe toți. După care, în funcție de ce prezintă fiecare, dacă a venit pentru o injecție, să spunem, normal, dacă este foarte aglomerat, poate să-i spună, vă puteți adresa centrului de permanență sau medicului de familie, dacă este aglomerat. Dacă nu este aglomerat, aici este la latitudinea domnilor doctori. Dar tocmai pentru a evita scandal, de obicei văd tot, ca să nu existe... Obligația legală e să vadă un cadru medical, să-i vadă pe fiecare parte. Cum v-am spus, consultă pe toți, consultă. Deci, să spună, este acel examen clinic. După ce faci examenul clinic, îți dai un diagnostic și în funcție de diagnostic, poate să spună, este de centru de permanență sau nu. Dar la noi, tot ce a fost, tot ce s-a prezentat în CPU, medicii au văzut. Deci nu au trimis la centrele de permanență, tocmai pentru a evita aceste neplăceri, discuții, scandaluri. Dar, pe de altă parte, se și întreține o chestiune de genul acesta. Se întreține, dar dacă de la nivel central nu spun exact, nu iese în presă să spună dumnealor, domnule, pentru diagnosticele astea, prezentați-vă acolo și nu trimite către spitale să spună, domnule, diagnosticul ăsta nu-l vedeți. Deci noi nu ne putem asuma să trimitem pacienții în altă parte, ne tratați sau ne diagnosticați, tocmai pentru a evita scandalul. De asta nu știți că apelăm la bunăvoința dumneavoastră și din articolele pe care le-am postat și noi pe Facebook am sesizat aceste cazuri și vă rugăm de fiecare dată să insistați la populație să se prezinte doar pentru cazurile care sunt cu adevărat urgențe. Asta puteam. O altă întrebare este referitoare la pacienții care au probleme psihice și care vin și cu alte afecțiuni și atunci ei trebuie tratați, ospitalizați pentru rezolvarea celorlalte afecțiuni, dar din păcate am înțeles că nu au fost chiar recent la situații în care
acei pacienți, având probleme de o anumită natură, fac nota scandal și așa mai departe. Cum reușiți să... sau ce se poate face? Pentru că bănuiesc că un asistent sau un medic care este specializat pe psihiatrie are pregătire de specialitate, dar un medic care e pe chirurgie sau un asistent care se ocupă de chirurgie sau de endocrină, nu știu dacă... Da, de fiecare dată este chemat la consult intersecție medicul-psiatru, care vine și recomandă medicația care să-l liniștească pe pacient și ca tocmai să nu avem probleme. Fiind gardă pe psiatrie, tot timpul medicul-psiatru vine, indiferent de oră. Da, se mai întâmplă ca medicația să fie recomandată după ce pacientul face scandal. Sunt situații și situații. Nu putem spune că și medicul psihiatru nu poate să-și alese urgența din secție să vină în spital în partea asaltă. Pentru că e și o distanță între spitalul nostru și spitalul vechi. Sunt situații într-adevăr, dar și pacienții trebuie să-și iau medicația cronică. În momentul în care ești adus la spital, că ești bolnav psihic sau ești bolnav cardiovascular, orice boală ai în antecedente și ești în tratament cronic, este de recomandat că atunci când ești adus la spital, dacă vii de acasă, să vii cu medicația sau cu medicația personală a tratamentului bolii de bază. Sau, dacă nu, măcar cu biletele de ieșire din spital, tocmai aș ști medicul ce medicație să-ți dea să nu se complice boala. Da. Eu mi-aș dori mai multă deschidere, mai mult decât există. De ce spun asta? Pentru că am încercat să tratez acest subiect al aglomerărilor de la CPU, am sunat pe dumneavoastră personal, doamna manager general, doamna Sulema Zatiatra Neamț, doamna doctor nu se pregătea pentru examen și nu era. Și am fost rugată să revin duminică. Ori duminică nu consider personal că este o zi potrivită să vin să fac documentarea. De aceea vă rugăm să găsim împreună o soluție în momentul în care este nevoie de declarație, să facem așa fel încât să o și primim. Da, deschidere, eu zic că există. Atâta timp cât v-am sunat și v-am spus duminică, că duminică sunt pe gardă. Nu mai este că am întrebat. Ce se mai întâmplă cu postul de... După votarea... După ce avem buget, scoatem un post. Deci, practic, acest lucru se va remedia tocmai prin acest post, prin această instituție a purtătorului de cuvânt, care tot timpul va putea să fie la dispoziția dumneavoastră, să vă ofere toate informațiile. Și pentru domnul director economic, sperăm că nu se anunță așa din perspectiva finanțării o perioadă prea roz și înțelegem noi de ce ați spus asta. Și totuși, concret, intenționați să trimiteți către Consiliul Județean Neamț o listă cu anumite investiții pe care ar putea dumnealor să le sprijine? Așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, la întâlnirea pe care am avut-o anterior cu domnul primar și am prezentat un memoriu amplu cu necesitățile noastre, ceea ce înseamnă dotare, proiecte, reparații, curente, reparații capitale. Acest memoriu este pregătit și chiar am discutat cu domnul director financiar al primăriei, care pregătește memoriu pentru Consiliul Județean, pentru că dumnealor vor memoriul din partea ordonatorului principal de credite și atunci respectăm circuitul normal al hârtiilor, deși chiar dacă am trimite bănuiesc un memoriu, n-ar fi nicio problemă, dar să știți că acel memoriu urmează să fie transmis, am înțeles că este deja pregătit și pentru semnat adresa de înaintare, unde am lăsat o paletă largă de nevoi, tocmai pentru a putea găsi o soluție de finanțare de la cea mai mică până la cea mai mare. Și pe linia de partid poate vă ajută și colegii consilieri județeni să mai expună aceste probleme și... Știți foarte bine că a fost prezentată de fiecare dată în ședințele de Consiliul Județean problema concretă de la Roman. Răspunsul care a venit în acel moment a fost că la o viitoare rectificare, când vor fi sume disponibile pentru reparații capitale sau dotări, va fi alocat funcție de bugetul Consiliului Județean. Așa cum știți, la ultima rectificare de buget au fost alocați circa 7 miliarde la Spitalul Vicaz și 12,7 miliarde la Spitalul Județean, la Spitalul Târgu Neamț, pentru reparații capitale și dotări, iar noi am primit zero. Bun, primul pas era să facem memorie, pentru că vă amintiți în trecut când era povestea cu aparatul de radiologie, am fost acuzat
am cerut. Pe ideea, cine nu cere, nu primește. Deși existau niște adrese. Existau. Hârtiile au existat dintotdeauna. De 2014 au fost. 2014, toți s-au făcut comunicări. Astea au fost doar tertipuri pentru a amâna luarea unei decizii sau până la urmă pentru a nu amâna. Încă o dată spun, nu consider că toate nevoile trebuie rezolvate la nivelul Consiliului Județean sau la nivelul Consiliului Local, dar putem găsi într-o prioritizare și într-o alocare. Nu spun că ar trebui Spitalul Roman să aibă mai mult decât Spitalul X sau Spitalul Y. Nu. Dar cred că sănătatea întregului județ trebuie avută în vedere. Iar distribuirea fondurilor, chiar dacă găsim că astăzi este prioritar o alocare mai mare pentru un spital care chiar are nevoie, cum cel de la Bicaz, care sigur întâmpină poate și probleme din punct de vedere al finanțării de la Casa de Asigurări pe servicii, dar în aceeași măsură considerăm că și Spitalul Roman, care deservește o populație importantă a județului Neamț și sunt servicii pe care noi le oferim, indiferent de gradul de subordonare, trebuie să aibă o atenție din partea celor implicați. Că se numește președinte Consiliului Județean, membru Consiliului Județean, toți la fel sunt colegi romașcani, consilieri județeni de la celelalte formațiuni politice. Toți ne tratăm la spitalul de urgență Roman, toți avem o urgență a noastră sau în familie de care putem beneficia și pe care putem noi să o rezolvăm și cu acest sprijin. De asta trebuie să avem o abordare corectă, o abordare echilibrată și o abordare normală, pentru că, așa cum am mai spus, sănătatea și cultura sunt lucruri care trebuie scoase puțin de sub această sferă de influență politică. Vreau să lămuresc problema de mine. Deci mine m-a sunat la ora 11, tocmai pentru a discuta despre diagnosticele din CPU, pacienții care se prezintă și pot să se prezinte în altă parte. Deci eu vineri la ora 12 am avut întâlnire la Piatra Neamț cu domnul manager al Spitalului Județean. Nu puteam să amân această întâlnire, care am avut-o stabilită cu 3 zile înainte, tocmai și v-am explicat. De asta am zis, dacă puteți, duminică, că sunt de gardă, întrucât luni erau examenele domnilor director și făceam parte din comisie și nu puteam să... Și situația s-ar mai putea repeta și pe viitor. Dacă programul... Deci noi avem un program. Nu pot... Depinde de programul de întâlniri pe care le am. Nu pot amâna o întâlnire. Eu consider că m-am întâlnit pentru prima oară cu domnul manager al Spitalului Județean Piatra Neamț. Nu puteam să-l sun și să-i spun că nu mai timp, că... Adevărat? Da. Nu, cu siguranță v-am zis că soluția cea mai bună de rezolvare este această instituție a purtătorului de cuvânt, odată cu aprobarea bugetului, care cred că în cursul acestei luni va avea loc, și formalitățile legale pentru demararea concursului. Și comunicatele de presă sunt bune, dar pentru televiziune... Nu, deci fără nicio problemă. Cu ocazia angajării unui purtător de cuvânt, veți putea avea și o persoană de contact pentru oferirea de... Știți că, din cum ați spus un pic, vreau și eu să intervină, din cum puneți dumneavoastră problema, rezultă că este o mare deficiență de comunicare între noi și presă și eu, de exemplu, nu sunt personal de acord cu chestia asta. Așa rezultă. Trebuie și mai multă deschidere. Trebuie și mai multă deschidere, însă trebuie să avem înțelegere unii față de alții, consider. Da? Deci înțelegerea să fie de ambele părți. Pentru că și dumneavoastră când vreți solicitați un material, poate acest material necesită o zi, două, pentru a fi pregătit. Nu era cazul, pentru că exista deja un comunicat care circula pe Facebook, dar nu avem ce face cu acel comunicat. Deci o să revedem problema, doamna director, trebuie să revedem prin instituția portatorului de cuvânt, vom revedea această. După promovarea acestor examene de către cei trei colegi dumneavoastră, care este pasul următor din punct de vedere scriptic pe care trebuie să faceți? Probabil încheierea unui contract? Da, încheierea contractelor de administrare. Cum? Începând cu data de 10 martie. Pe 10 martie, de fapt, expiră contractele vechi și începând cu 11 martie vor fi contracte noi de administrare. Câteva repere din aceste contracte depinde fiecare în parte de funcția pe care mă îndeplinește directorul respectiv, că probabil nu știu fie același, ca directorul economic. Indicatorii, doamnă. Indicatorii. Dacă vreți să vincați un pic. Durata, 3 ani. Durata, 3 ani. Sunt prevăzuți indicatorii în contract, durata este de 3 ani, sunt prevăzuți indicatorii pe care stabilește managerul, deci în funcție
distribuție din indicatorii manageri, sunt distribuiți indicatorii celorlalți trei directori. Sunt prevăzute indicatorii atribuții în acest contract. În acest contract și este model contract, deci este conform ordinii. Sunt prevăzute și sancțiuni în cazul în care să zicem că nu s-au realizat acei indicatori. Nu știu dacă sunt, dar chiar nu cred că sunt sancțiuni. Oricum, managerul poate rezilia un contract al unui director la neîndeplinirea indicatorilor. Deci sunt și ceva clauze în acele contracte. Da. Spuneți-mi dacă lucrurile s-au mai liniștit la centrul de primire urgență pentru că au fost luate o serie de măsuri de remediere a deficiențelor existente sau doar pentru că a trecut timpul și cei buciști au cam uitat și au trecut la altă chestiune presantă. Tot timpul, dacă va fi scandal, să spunem așa, atunci când este foarte aglomerat. În perioada în care începeu nu este aglomerat și pacienții sunt văzuți conform timpilor de așteptare, nu sunt nemulțumiri. Aici depinde de cât de aglomerat, cât se îmbolnăvesc în ziua respectivă sau câte traumatisme, câte accidente rutiere, câte... Nu ține de noi. Noi suntem acolo zi de zi, 24 din 24, ne facem datoria. Dar atâta vreme cât legislația nu va fi clarificată în ceea ce privește nivelul de finanțare care vine, știți că este total incorrect la ora aceasta și ceea ce se întâmplă real și dacă nu va fi la Parlament, la Minister, făcută o modificare în legislație, în opinia mea, este greu de rezolvat o asemenea chestiune, atâta vreme cât centrele acestea de permanență nu sunt dotate. Îl trimiți acolo. Dar de ce vine, întrebarea este, de ce vine cetățean, de ce preferă spitalul de urgență, că este mai comod? Nu. Vă spun medicii de familie. Preferă pentru că acolo nu beneficiază de rețetă gratuită și a spus-o și mea să trebuie de ori. Nici în CPU nu beneficiază de rețetă gratuită. Da, dar acolo n-au utilități de strict necesare. S-au plâns medicii de familie la întâlnirea cu domnul primar. Nu, acum trebuie să facem o deosebire între categoria de afecțiuni care trebuie să se prezinte în centrele de permanență. Cum au fost și practic aceste aglomerări care apar în centrul de primire urgențe, apar tocmai din cauza acestor persoane care au impresia că, de fapt, suferă de o boală mult mai gravă. Deci, când, de fapt, au afecțiuni care pot, fără nicio problemă, să fie rezolvate în cadrul centrurilor de permanență. Fie că vorbim de o injecție, fie că vorbim de un consult minimal, fie, cum am avut acea situație la începutul anului, lucru care se poate rezolva fără nicio problemă într-un centru de permanență. Faptul că, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, nu există o legislație foarte clară care să categorisească bolile pentru care trebuie să acorzi asistență în centru de primire urgențe sau care să te determine să te adresezi unui centru de permanență. Cred eu că din punct de vedere legislativ, dumneavoastră aveți dreptate, aici trebuie lucrat. Vom încerca să discutăm și cu reprezentanții Parlamentului, astfel încât să modificăm și această legislație. Pe când întâlnirea pe care ați formulat-o între medicii de familie și medicii din Spitalul Municipal de Urgență Roman? Probabil după data de 15 martie vom vedea în funcție de programul disponibil și al medicilor de familie și al medicilor din spital. Ca să punctăm pe scurt, în ce stadiu se află aprobarea linii de gardă suplimentare pentru mașinatii? În câteva cuvinte. Adică de cine depinde? Concret. Tocmai de asta am și fost vineri la Piatra Neamț să vorbesc cu domnul manager, pentru că noi am primit anul trecut prin decembrie din partea Spitalului Județean o adresă în care să le punem la dispoziție copie după statul de funcție aprobat și copie după autorizația de funcționare a spitalului. În luna ianuarie am trimis acest răspuns tocmai pentru că statul de funcție trebuia aprobat în hotărâre de Consiliul Local, iar autorizația trebuia să o obținem an de an, se trebuie reînnoită. Am
săptămâna asta ar trebui să, în comitet director, să aprobe vacantarea a 5 posturi de asistenți medicali. Pentru, iar pentru medici au două posturi vacante și se pot încheia contracte cu timp parțial de muncă pe aceste posturi. Urmează ca apoi în Consiliul de Administrație să obțină avizul favorabil și să obțină aprobarea de la Consiliul Județean. Într-o următoare ședință a Consiliului Județean, după ce au avizele Comitetului Director și Consiliului de Administrație. Dumnealui împreună am zis că poate undeva în jurul 1 aprilie să putem da drumul. Nu suntem siguri, dar undeva aprilie, cel puțin... Ca și procedură de da, timp. Da, că durează. Nu ne-ați mai spus nimic legat de timp de acea situație. Medici au muncit, personal medical și li s-au trimis acele adrese obligatorii. Trebuia decontată suma aia cumva. În ce stadiu se mai află? Noi suntem în proces cu Direcția de Sănătate Publică, tocmai pentru a clarifica această situație. Nu s-a recurs la a da banii înapoi, atât timp cât nu avem o hotărâre. O hotărâre definitivă. Da. Am înțeles. Domnul director financiar contabil, ați făcut o listă, probabil ați venit la domnul primar sau cu un registru cu necesitățile să treacă în buget. Care ar fi prioritățile selectate pe secții? În câteva cuvinte să nu... ca urgențe. Este greu să vă toți medicii vor ca idee, dacă vreau să vă spun că aparatura medicală necesară pentru a fi cumpărată cât mai repede este undeva la 65 de miliarde. Aici, însemnând dotare în ce privește blocuri operatorii, incubatoare de transport pentru nou-născuți, care ieșui cerință în autorizarea ISU. Aparate de radiologie care trebuie și la laboratorul TBC și pentru ambulatorul spitalului, inclusiv unul mobil pentru blocurile operatorii, ecografe, foarte mult, computer tomograf, evident, este primul pe listă în fiecare an. Așadar, vă spun, numai la acest capitol sunt circa 65 de miliarde. Sunt reparații curente la secțiile care nu am reușit să le facem. Și așa cum vă spunea și doamna manager într-o intervenție anterioară, pentru că în acest an avem de pus în practică o zonă de spitalizare de zi la nivelul spitalului, o să trebuiască să identificăm zonele în care putem face acest lucru și atunci reparațiile pentru și pentru secțiile care au mai rămas să fie făcute, odată ce știm foarte bine ce avem de făcut, că e posibil să mai permutăm niște zone din anumite secții. Aici e o estimare pentru cele trei secții care au fost de aproape 10 miliarde. Avem reparația capitală la corpul ABC, așa cum știți, care așteptăm să o terminăm. Anul acesta am avut susținerea și promisiunea de la domnul primar că vom primi pentru finalizarea lucrărilor începute circa 3 miliarde, urmând ca într-o etapă următoare să găsim soluția finalizării. Circa 2 miliarde jumătate, 250 de mii avem nevoie pentru cabinetul de sănătate mentală și înființarea arhivei spitalului, care intenționăm să facem în zona spitalului vechi, în centrala termică, care are disponibile două celule care pot fi dezvoltate și amplasate aceste locații. Bineînțeles, în continuare rămâne o prioritate acel proiect al nostru cu un demararea modernizării, extinderii și dotării unui centru imagistic al spitalului. Ca sursă de finanțare știți că ne-am gândit la fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile. Un proiect care este la stadiu de idei și de studiu de prefezabilitate, să-i spunem așa. Am discutat și pe această temă cu reprezentanții primăriei.
S-a depus, am înțeles, au fost niște discuții pentru studiile de fezabilitate care ar urma să fie prinse în bugetul anului 2017. Cam în linii mari acestea ar fi obiectivele care le avem în vedere. Sigur, tot timpul apar și lucruri noi, lucruri care țin de activități curente, de anumite acte normative care urmează să fie puse în aplicare în perioada următoare, așa cum vă spuneam, această zona spitalizării de zi este un lucru care trebuie să-l îndeplinim până la sfârșitul anului 2017. Doamna doctor Onu, o prioritate în început, ce neîmplinire ați avut în vechiul mandat și a zis, acum când am câștigat concursul, sigur, e o prioritate. În primul rând, o să mă refer la secția noastră, secția de radiologie. Intenționăm să intrăm în contract cu casa și pe secția de radiologie, având în vedere că acum am primit acest aparat, care este un aparat extraordinar între noi, fie vorba, și era și timpul să avem așa un aparat la Spitalul Municipal. Asta ar fi primul proiect pentru noua contractare, contractarea din 2017-2018. Apoi intenționăm să creștem standardele de calitate prin îmbunătățirea condițiilor hoteliere din secțiile care ne-au rămas nemodernizate și mă refer aici la secția de recuperare medical-balneologie și secția ORL. Să finalizăm un proiect pe care ni l-am propus în urmă cu un an, dar care nu s-a finalizat din considerente financiare în principal și din lipsa unor aprobări, și anume mutarea secției de oftalmologie și pentru ca spațiul de la etajul 2 să fie destinat în totalitate secției de chirurgie, ceea ce ar duce la o mai bună gestionare a spațiului și un confort sporit în saloane. Intenționăm în acest mod să micșorăm numărul de paturi pe salon, care este de altfel și una din cerințele impuse de către Comisia de Acreditare. Și, bineînțeles, după cum, nu știu dacă sunteți la curent, să continuăm toate proiectele de acreditare, pentru că, deși noi suntem spital acreditat din anul 2016, am intrat în ciclul al doilea de acreditare, nu numai noi, ci și toate spitalele din țară, iar în această perioadă de 5 ani urmează o perioadă foarte dură, dar despre care am vorbit mai puțin. Este o perioadă de evaluări în care primim din partea Agenției Naționale de Acreditare diferiți indicatori, diferite cerințe la care noi trebuie să răspundem, să avem niște raportări semestriale, raportări anuale sau raportări în caz de necesitate. Și intenționăm, bineînțeles, ca și până acum să ne prezentăm cel puțin onorabil la toate aceste evaluări parțiale. Da, eu vă mulțumesc mult, observ că prezintă foarte mare interes activitatea din Spitalul Municipal Roman și până la organizarea acelui concurs pentru instituția purtătorului de cuvânt. V-aș recomanda să mă faceți mai des astfel de întâlniri cu presa pentru aduce la cunoștința opiniei publice toate aceste informații interesante pe care dumneavoastră până la urmă le desfășurați. E vorba de activitatea dumneavoastră și trebuie să o aduceți la cunoștința tuturor. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare, vă mulțumesc pentru interes și încă o dată vă mulțumesc mult succes în acest nou mandat. Vă mulțumesc!